15 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Ștefan cel Mare de Țăbăcău pentru data de 16.11.2015, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare de Țăbăcău se convoacă în ședința extraordinară în ziua de 16.11.2015, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 anului 2015, inițiat de primarul Comunei. O să o rog pe doamna contabilă să ne facă o expunere la acest proiect de hotărâre privind rectificarea. Da. Supunem la vot, singurul punct înscris pe ordinea de zi, la care l-a expus domnul primar, să-l aprobăm. Cine este de acord? Mulțumesc. Mie nu e următorul. Domnul contabil, aveți cuvânt. Da. Deci rectificăm bugetul de venituri și cheltuieli, conform adreselor care le-am primit de la administrația județeană a finanțelor publice Bacău. Adresa numărul 3180 din 29.10.2015, prin care mi se retrage de la 11.0202, care înseamnă TVA, de la salariile cadrelor didactice. Întrucât am dat disponibil 120.000, ei mi s-au retras, ei nu se pot folosi decât pentru salarii, dar nu mai sunt suficiente. Adresa numărul 3256 din 3 noiembrie 2015 mi se repartizează la TVA 100.000, care este formată din 15.000 pentru cheltuieli materiale la învățământ, 53.000 hotărâri judecătorești pentru plata salariilor din unitatea de învățământ, 32.000 pentru finanțarea drepturilor asistenți personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav. Deci, prin prima adresă mi s-au retras 120.000 din TVA, prin a doua adresă ne repartizează 100.000. Deci rămânem cu un minus de 20.000. Așa. Da? Tot prin adresa 3256 din 3 noiembrie ne se repartizează la 11.0206 193.000 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Trebuie pentru care modificăm bugetul pe trimestru 4. În extrasul de cont din data de 11 noiembrie 2015 am primit la 420265 de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice suma de 223.526 pentru lucrarea de investiții modernizare DC-122 Rădeana, pentru drumul de la Rădeana. Drept pentru care modificăm bugetul. Deci, la 11.0202 20.000 în roșu, la 11.0206 193.000, la 420265 224.000. După cum v-am explicat, se retrag de la învățământ, pe o parte ne retrage de la salarii, pe altă parte ne dă pentru cheltuieli materiale la 65.0210 15.000, la cheltuieli pentru plata asistenților personal 68.0257 32.000. De la salarii se retrag 67.000, adică diferența din 120.000 și 53.000 care ne le dă pe hotărâri judecătorești. Iar la 84.0271, la drum, se modifică suma de 224.000 pentru plata lucrării de investiții modernizare de DC-122 Rădeana. Dacă aveți întrebări, cam despre asta e vorba în identificarea de azi. Cine dorește să mai consulte? Da, întrebări, vă rog. Am înțeles. Dacă îmi permiteți, domnul primar,
Suma aceasta nu este suma, este o sumă care reprezintă doar o porțiune de, din lucrarea totală care va fi, bănuiesc. Deci astea sunt lucrări efectuate, făcut situație de lucrări, aprobată, vizată de dirigentele de șantier, facturată. Mi-am trimis situația la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Dezvoltării a lucrat suma respectivă. Acum urmează plată către constructor. Da. Pe măsură ce deci nu e. Și acum, pe măsură ce constructorul înaintează cu lucrările, să facă de conturi. Și bineînțeles, după recepțiile care le fac la ceea ce sigur se va face, da, sigur că da. Dar mulțumesc. Dacă mai sunt și alte întrebări. Același lucru am vrut și eu ca să întreb, dar dacă ați dă ordine noastră, este suficient. Da. Domnilor consilieri, nemai fiind întrebări și nici nelămuriri, s-a epuizat punctul nostru scris pe ordinea de zi. Vă mulțumesc pentru domnul. Doamne, bine. Da, la vot. La vot. Cine este pentru? Da. Mulțumesc. Cea mai scurtă ședință de mine. Da. E bine să mă avem scurt și cu mai așa. Eficient. Da. Mulțumesc, Adrian. Da, era ședință de